E a mea. Înțelegi, tu ai venit la mine în mașină, știi? Eu stau pe locul bossului. Pe locul bossului, spre deosebire de locul tău, are un buton care face asta. Adică trimit scaunul ăla, că n-avem treabă cu scaunul. Astea sunt stickerele tale, știi că... Trăiască bossul! Reîntregi stocul, eu vreau cu jaluzea. Dar fii atent, te rog. Rear blind, gata, am văzut. Bă, dar zici că deștept și eu. Ai născut, dar nu ți-ai deschis portbagajul. L-am lăsat așa. Nu contează, mă, când ești bogat, îl închizi din buton. Șoferul închide portbagajul și îl închide. Da, eu că m-am urcat în mașina asta și ți-am zis, am o părere despre BMW că... Oh, no, God damn it, nu ne trebuie muzică, că n-avem voie. Da. Da, eu am o părere despre BMW că știe să facă doar mașini care merg repede, nu te lasă să mergi liniștit. Am condus X7, mi-a schimbat părerea, am condus Sheptal, mi-a schimbat părerea. Cu asta poți să mergi liniștit. Suspensie, confort, lulululululu. Și eu zic că are un detector de săraci. Deci se numește detectorul de săraci. Cum e detectorul de săraci? Când ești sărac, așa, ești tot timpul agitat. Da. Ești tot timpul trebuie să faci, să te duci, să vorbești, să vină grecul, bă, irceaurile, ia alea, hai să filmăm, să facem, să nu știu ce, să nu știu cum. Ești agitat. Când ești bogat, ești liniștit. Tot. Ești relaxat. De exemplu, tableta asta de aici, am vrut să o scot. Hai, mă, cum iese, mă, cum... Oh. Să apeși o singură dată. Și intră înapoi, da, nu cred, tot așa. Apeși o singură dată și aștepți. Tu ești bogat, nu te grăbești. Înțelegi? Și iese tableta. Stai tu, te agiți, apeși pe butoane de 750 de ori. Înțelegi? Volumul, la fel. Dacă ești agitat, sărac agitat, nu merge. Când ești calm, liniștit, că stai bine pe portofel, da, da. Și cum merge volumul instant. Deci are detector de săraci. O, nu cred că are o glindă. E, are, da. Să ne facem make-up-ul pentru film. Bă, Daniele, dar pentru... credeam că nu e, credeam că e doar pentru oamenii înalți, că eu nu... Nu, frate, e reclamabil, nu, au făcut de bani ăștia. Da, ce nu-mi place, dacă așa, mă întrebi, așa, este prețul, că e doar 150 de... E cu touch. E cu touch, se aprinde, este lumină de citit, s-a aprins. Te să aștepți un pic, ți-am zis, bogații nu se grăbesc. Iar, așa, să te dor, exact, da, vezi? S-a stins, exact, da, sărac. Bogații sărac nu se grăbesc niciodată. Da. Apasă și așteaptă, câteodată și 10 minute. Iau timp, sunt bogați. Dar zi-mi pernuța de la tetieră, te rog. Zi-mi cum e pernuța de la tetieră. Și că poți să-ți reglezi scaunul de aici, ți-l dai pe față, pe spate, pe nu știu ce. Am încerci pe spate, a? Tot ce vrei. Așa ceva. Da, îl tragi mai în față. Așa ceva. Da. În sfârșit, eu am nevoie de cea, pentru că plec la off-road, brutal, și știu că mi-ai zis că au apărut niște noutăți, că nu mai e nevoie, că nu mai e... Ține două... Nu, mă, plec în Jeep, dar în sfârșit, am, eram în mintea mea cu șoferul meu, cu hai mă, du-mă la Buzău, Birjar. Păi, noutatea este foarte simplă, de la 1 iulie anul acesta, okay, nu mai avem nevoie de carte verde. Cu alte cuvinte, toate polițele CEA se pintează pe hârtie albă, exact cum este aici, okay, fără niciun fel de obligație, tot cu această hârtie ieși și din țară, okay, pentru că înainte noi practic aveam două polițe pe această pagină. În okay, prima parte aici, care era cartea verde, da, și în partea inferioară era poliția de asigurare de răspundere civilă față de terți, valabilă în România. Acum am scăpat de cartea verde, am scăpat de întâlnirile aiurea, ai trimis pe mail sau pe WhatsApp și gata. Și apropo de mail sau WhatsApp, este legal și reglementat, acum, înainte nu era reglementat, asta, dar acum e și reglementat, să poți arăta în România polița RCA în format electronic. Pe telefon, e-mail. Deci nu mai trebuie să umblăm cu hârtia după noi. Nu mai trebuie să umblăm cu hârtia. Nu mai trebuie să fie panică că, exact, mamă, n-am RCA, grecule, exact, la 12 noaptea, dăm, te rog, să exact, iau hârtia. Iau, frate, hârtie, în format exact, electronic. De hârtie avem nevoie doar dacă ieșim din țară. Dacă nu ieșim din țară, pe telefon... Pe liniște, da, pe responsabilitate, cu mediul înconjurător, da, nu mai birosim hârtia și așa mai departe, și cum trebuie, apropo de secolul în care trăim. Și dacă vreți, puteți să apelați la El Greco pentru RCA-uri. Când faceți un RCA la El Greco, vă dă sticker, este singurul om. Și avem, uite-le! Este singurul om care mai poate distribui stickerele Stax. Nici măcar noi de la Stax nu putem să distribuim stickerele de la Stax. Deci Greco este singurul care are stickerele. Deci, mai era un magazin de motociclete, dar nu mai știu, Biker Mag, parcă, dar nu știu dacă mai au. Atenție mare, deci acum știi cum e? E ce Bitcoin, tată, sticărele de la Stax. Aici, aici bogăția, băiatul meu. Faci RCA, intri pe WhatsApp, îi dai lui Grecu, pac, bani în cont, vine RCA-ul, vine sticker-ul, vine tot ce vrei. Și dragilor, nu doar RCA, literal orice fel de asigurare și casco și așa mai departe, deci orice fel de asigurare. Cu o singură mențiune, vedeți că la polițele pe o lună n-am cum să vă dau sticker, că n-am cum să vă dau sticker pe o lună. Faceți și voi normal cum să faceți. Măcar 3 luni, măcar 3 luni, măcar oameni suntem.
Bravo, Paule! Putem să spunem că suntem pe pod. Ăsta e, bă, talentul lui de 4 cilindri. Cred cu clapet. Că viața a fost proprietar de BMW. Am ajuns, mă, nici nu mi-am dat seama. Am ajuns așa de pe drum. Pac, pac. Uite, sunt oamenii aici, să întrebăm, să vorbim. Uite, băieții. Da. Da, mă, uitați, mă, aici, mă. Ce faci, mă, Paul? Dacă vreți, mai are un GoPro la mine. Na? Ce faci, mă? Scoatem, pregătim, facem, dregem. Faci tu? Mhm, dar stai cât e strâns. Are el niște așa mâine acolo. Să stricăm. Să stricăm. Noi, mă, ieșim aici de bun. Este un... Gata, mă. Să vezi flex acum, să vezi. Flex, da, nebun. Flex, vor mașini. Câte mașini sunt, mă? Și 16? 19 la... 19! La hobby, la noi. Asta e. Hai, mă, că intră și cu aia. Ai schipat? Nici n-am ajuns bine și o reparăm, mă, Paule, mă. Mă. Bă, dar nu mai cocoțați, stai, mă, Paule, mă. Ce dracu? Ia-ți, mă, o mașină, mă, la care să lucrezi normal, mă. Ce stai acolo, mă? Nu mai înțeleg, mă, treaba asta. Căcat. Să căca pe el, Jeep. Bă, ce faci, mă, Paule? Ce Paule, ce faci? Polish. De ce? Să arate bine. Nici n-am ajuns bine, frate. Ia uite-l. Ce-ai scos acolo? Uite, are pastă la mic. Are pastă. Nu, e, mă, îmbunătățește. Facem o ciungărie, o țigănie, o buleală cu aspect se numește asta. Desfiști tu de... Desfiști tu o plantară și lasă-o la slab. Un bloc de tablă, viață... A fost pe aici până... E de ursus. E de ursus. E de gips? E de gips? De gips? O să dai drumul, că nu mai curge. Ce vorbești, mă? Ia dai drumul. Aute cât sânge are. Mai am un litru. Aute cât sânge are în el. Mai am un litru. Păi faci curat aici și n-ai pus nimic sub mașină. Nu iau ăștia la... Da, protecția mediului. Păi da, bine, mă. Vine ASM-ul după noi. Da. Nu faceți aici, băi. Ai venit cu Jeep-ul ăsta. Da. Ce piuliță, mă, frate. Bă, da, mă, chiar să vedea Iurea aici. Care-s desfăcut? Care piulițe? Toate. Se ne sabotează, mă, nu facem treabă. Am scăpat. Ești nebun? Gata, mă. Am completat, am luat sticărele. După sticăre mergem să lipim sticăre și după aia inspecția tehnică. Baiva. Direct. Așa e procedura. Da, e gata, mă? Că mergem la inspecția tehnică, nu știu ce să zic. Deja s-o dăm, lipim. Băi. Nu stăm, ne mișcăm. Mergem la inspecția tehnică, nu știu ce să zic. Zi-mi, te rog, șmecherie. Zici tu că țineai acolo? Nu, fai de capul meu! Uite câte sticări ești, nebun, să punem pe mașină. Unde? Paule, trebuie să schimbăm mașina, frate. N-avem unde să punem sticărele. Pe cu GTC am. Ai? Bine, nu se mai pune atunci, gata. Băga. Pe coviltirul ăla le punem pe toate. Fancurier, văd acum. Super tare ești, nebun. Haide, mă, adu cârpă. Ce cârpă, mă? Adu cârpă. Mă, avem și pești, mă, frumos. Frumos, totul. Ți-ai luat un tricou? 2, da, nota mea preferată, 2. Bravo, mă, bravo, mă, frate, mă. Păi nu, mă, că dacă... Uite și de la... Ia-le tu, Paule, că n-am mâini. Gata. Mulțumim. Asta e tot, da? Mulțumim, sărăduna. Haide, mă. Gata, mă, este, mă. Am luat locul 2, frate. Da, mă, așa scrie. Am luat locul 2. Gata. Da, e aranjată treaba. Hai să mergem să mâncăm, să bem. Hai, da. În ordine asta? Da. Mamă, avem și căști. Mamă, ne-au pregătit. Ia-ți, mă, capul ăsta, chel, urât. A, aici e hotelul? Undeva aici, da. Nu știu, uite, mă, băieți. Da, sau mai încolo, nu știu unde. Salut. Da, ne vrei și unul. A, trebuie să iau pe aici, mă? A, păi zi, mă, așa.
Păi nu că la asta nu trebuie să te dai jos cum e la tine, cum știi tu pe vechi. Nu, nu? Stai liniștit, am aici, frumos. Asta ca să cupleze are un buton aici. Are un buton aici, mă, apeși și gata, nu te dai jos, pe vechi, pe vechi. Nu e pe vechi, e pe nou. Bă, da, mașina asta merge uite-te în... Uite-te stânga-dreapta când ieși atunci. Auzi, da. La mașina asta merge în 4x4, că văd că n-ai MRL-uri. Păi n-am, dar e cu central, cu d-astea, cu... Ca la G-Class, vorba aia. G-Class. Da, stai, stai, stai că trebuie să fac... Dă-i un secund, dă-i cu frână, da, i-am dat, gata, gata, vă salut băieți, spor la treabă. Toate bune. Am luat rilota, hai cu rilota, lui pisică. Și aici nu ochet, ce vrea să zică? Ar veni rulota? Nu, cred că a dus-o doar să plimbe, să vadă și ea concursul. Deci cum e asta? Stai că nu mai sunt pe drum. Stai, deci fie Băi băiatule, băi. Zi versus noapte. Stai că vin mașini, fază scurtă. Fază scurtă care este LED de la Ostra. Bă, stinge lumile, te rog eu. Stinge-le că le-a prins și eu, așa, asta ziceam. Acum pe bune, eu ia să le stingă. Băi, asta e fază scurtă, mă. Asta e fază scurtă cu LED. Băi, n-ai voie, mă. Proiectoare RB din bară. N-ai, mă, voie așa ceva, ești de bun la cap. Da, mă, hai. Salut. E un bursuc la etajul 4 în copac aici, ești de bun. Băi, băiatule, băi. Da, mă, n-ai voie. N-ai voie. N-ai voie. Proiectoare din bară RB. Bă, stai. Bă, stai. Bă, nu mă, nu, e greșit. Stai, mă, stai, stai, stai. Nu, am greșit eu, stai. Astea sunt proiectoarele. Proiectoarele din bară RB, originale de la mama lor. Fază scurtă LED Osram. Deci fază scurtă LED Osram, stai așa. Stai că aici e curbă, nu e șmecherie. Fie, fază scurtă. Și la mine. Proiectoare plus LED, bă. Da, n-ai voie. Stins faza scurtă că e degeaba. Stins și proiectoarele alea din bară că-s degeaba. Le las doar așa, în combinația asta. Da. Da? Da, tăticule, da? N-am ce să mai zic, ești nebun? Țin de volanul ăla. Țin de volanul ăla. Oarba după el de volanul ăla. Da, impecabil. Da, am ajuns cu Paul la 9:15. Noi știam că startul se ia la 10:30 și la 9:30 este ședința tehnică. Dar am înțeles greșit. Așa că vedem ce face. Băieții sunt aici pe treabă. Bună dimineața. Să trăiască fratele Iva. Eu am ajuns că am înțeles că la 9:30 e ședința tehnică și la 10:30 startul la hobby. Da. Și acum am intrat, au zis că au plecat toți băieții. Deci plec și eu? Da. Plec da. Și eu. Oricum nu e pe timp. Deci nu e pe problemă. Timp, știu. Dacă ce... pot să vă rog, să-l sun pe Radu Șerbănescu, da. Pe da. Și să-ți dea mai multe informații. Ok, bun. Nu știam de checkpoint-uri, cum le găsesc. Da? Am track. Checkpoint-urile trebuie să le faci poză, îți okay. Apără o pagină în care bagi numărul de concurs și dai îți salvează. Atât, ok, altceva nu trebuie să mersi frumos. Haide mă, că e ok așa. Tăcă. Avem tot timpul din lume, frate. Uite aici cu băieții de la Standard. Doamne ferește, mă vedeam la Standard, mă. La hobby, mă, frate. Uite, băieții au căști pregătiți, se desumflă, anvelope, patroluri. Au și patroluri. Au și jeepuri, salut. Salut. Jeepuri, patroluri. La hobby, mă, uite în spate. Ce? De lumea la hobby. A, păi stai, mă, frate, ce? Ia uite, mă. Sunt liber să se dea cu ce vor ei, nu? Uite, jeepuri. Sunt jeepuri. El merge, mă, dar până se pune în mișcare. Haide, mă. Haide, cu Jeane, tată. Le rupem fășul. O proba specială care este. Merge jeepul. Am mai dat drumul la un motor, de aia se aude așa tare. Asta ca să știți. Stânga mult. Asta e a doua, da? A doua, nu urcă. Hai. De cuantă e, frate.
Dreapta. E haos aici cu Bojan la volan. Ușor, Bojane, că ne fură și leu. Gazul pe ea, întâia. Oh, că te întoarci spate. Ușor, nu te grăbi, că avem și leuri și ne punem de acum urmezi și uite aici se termină. Este mă! Ușor, tot. Hai cu camerele. Este mă, merge și asta. Da, am luat filmul Checkpoint. Nu mă așteptam să fie atât de aproape de ieșirea din proba specială și cu parcare pe asfalt. Am zis că e o hârtie așa oarecare, ești nebun, zic, nu e mă cine trebuie nouă. Dar uite că a fost să fie. Da. Trebuie să nu dejantăm, băule. Știi ce zic? Dacă n-am dejantat acolo. Păi, da, nu știu, dacă ai presiune mică pe asfalt. Am 1, 2, 1. Da, deci avem un checkpoint. Și avem și informații că avem cel mai bun timp de la trial. Deci suntem bine, mă. Suntem bine. Stați liniștiți. Era loc și pentru Toyota. Lejer. Bătorea asta pe aici era ce trebuie. Mare baraca. E mare, da, mergi. Merge. Pe aici îi plăcea, ești. Pe aici îi simțea bine, era în largul ei. Da. Gata, Bojane. Haide că îi mai dăm drumul. Ia vezi. Ia uite ce poate. Ia vezi, mă. Da, mă, frate, ai dreptate, ce să mai zic? Nu mai am ce să mai zic, ești nebun? Au pus prea multe, mă. Câte dați ori fi, mă? 300, ești nebun? Nu știu că dacă-s multe, mai pot. Am luat toate checkpoint-urile. Suntem pe primul loc. Dar la masă. Ce ai, mă, ești nebun? Am spart o aripă. Nu contează. Nimic nu contează. Mai avem. Mai avem pe stoc aripi. Nu e panică. Mai avem 7 ore de traseu. Am făcut 3 ore până aici. Dar e frumos. E peisaje, e frumos. E frumos, nouă ne place. E ok. Uite aici, au ocolit pomul ăsta. Da, ce? Trebuie să facem și noi populța. Facem pe aici. Ocolim copucii. Tacă, stai ușor, nu fi nebun, că mai ai de ocolit. Cum o să mai ai de ocolit? Păi ce mă? Da, praf, ai dreptat. Eu îl vedeam pe ăla și ăla nu e căzut acolo? Ba da, dar mai e unul aici. Tam. Atunci când ești la trial de off-road. E urgent, că suntem și noi pe traseu. Și te ăla, știi? Mă, m-ai închis direct, ești nebun. S-a supărat acum. Acum, știi ce zic? Bă, pe acolo unde te duci? Unde mă bagi? Vrei să mă omori? Paule. Cred că nu mai intră aici. S-a spart becul, ți-am zis, când ai dat în gura pe aia. Ce bec s-a spart? Din cutie, mă. Paulică, fără frică, tată. Trebuie o stânga pe undeva. Aici. Aici, pe la Copăcel. Da. Pe după Copăcel. Coborâm pe după Copăcel. Dar unde e traseul, Paule? Pe acolo, uite, pe aici. Și aici, stânga, așa. Pe aici trebuie, a? Asta? Da. Asta este. Aducea drum. Aduce. Da. Ei, la vale. Păi lei, pe ticolei. Stai să dau pantăia și apare domnul. Dau pantăia, mă, să-și facă ea fenta. E redus să rău pantăia aici, nebun. Da? Da, a doua, da. Nu, e cu ea prea mult. Cu ea prea mult. Frumix. Dar poți să-i dau un pic așa un... Eu îi dădeam doiul. Ia. M-a dat drumul la... instalația de popcorn. Da, ăsta-i drumul. Suntem bine. Ce ai făcut? Ai luat o mușă? Doar mi-ai și picioarele în ea de crengă. Stai să mai întâmplă ce să facem. Am ieșit asta. Aici pe stânga. Ha? Stai că să moară. Dreapta pe aici. Uf, frate, mi-a arătat stânga, mă, frate. Pe aici și apoi uite unde să duce. Bine, mă, hai. Hai pe aici. Uite, mă, așa frumos, dacă ne uităm, dar mie așa îmi vedea. Da, e însemnat pe aici ca și traseu, adică îl văd. Da, dar nu da. e bine. Zici tu? Da. Stai mă să mă uit, că până te dai pe jos, până te duci până... Haide, mă, dacă tu zici așa. Eu zic că fiind hobby, trebuie să
mai păi ușor. Dar nu știu ce să zic. Nu mă convinge nici pe aici că ar fi un traseu, să știi. Bojane, nu-i pe aici Bojane. Nu-i pe aici. Da, nu-i. Nu-i, acolo e. E eroare de GPS. Ce trec. Nu mai știm și noi cu erorile astea? Cu erori, nu mai știm și noi să ne orientăm ca prin lumina asta de aici acum. Ia aprind. Nu știu cum. Aprinde, are pe ce, verde stop. Ține de. Poate așa trage la, pe gem. Așa la frapa din clasă ești de bun. Bun. Hai de asta. Asta e. Asta e. Asta e, mă, tată, mă, vine telecabina la vale, mă. E pe fir. Venim la bază. Asta e a doua? Da. Și dacă ajungi cu frână? Cum ajungi cu frână? Da, e țiplă. E bună. Cu două apă acolo. Jos. Ceva lucește. Ciofi. 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 Pe un fund de lac, patru ochi privești. Da. Ce să este, mă? Ia. Niște două pești. Da. Pe ce drum? Asta e, asta e. Asta e drumul. Ce? Asta e drumul, asta e drumul. Pe aici. Pe aici și în jos. Te scufunzi, te scufunzi. Te scufunzi. Țineți respirația. Ține mâna la nas. Acum. Păi că noi trebuie să facem dreapta mai în față, mai în față. Nu e pe aici. Mai avem. Da, aici, la drumul principal, cum ar veni. Am ieșit din pădure, am dat un luminiș, intrăm iar în pădure. Problema e că nu prea găsim checkpoint-uri. Acolo erau toate unul lângă altul și aici n-am mai văzut niciunul. Ești nebun? E dubioasă treaba. Mașini nu sunt, suntem doar noi, singuri. Singuri, uite, mă, aici e ceva. Îi pune streacă, ce? Care-i treaba? Nu știu. Pentru standardul, o fi extrem, o fi standardul, o fi cineva. Nu știu cum îmi explic. Asta e. Într-un cuvânt, bananaim prin păduri, domnule, adică nu e. Că avem urcare, Bojane. Urcăm cu a treia, nu? La ce? Urci cu a treia? Da. Și-o credeam fi mai spectaculos. Dreapta. Dreapta. Așa, aici. Acolo. Bravo, Bojane. Ușor la pietre, te rog eu, că nu ne grăbim. Asta e. Asta a fost. Așa, tata. Asta e, tati. Merge frumos, îmi place. Așa. Faci treaba. Bă, nu mai avem ce punturi, bă, frate. Bă, cât ori fi pus, mă, băieții ăștia? Nu știu, pe Răzvan și treaba. Să nu trebuie și eu pe Răzvan, da. Hai, mă, Răzvan, zi-ne, mă, și nouă, cât măcar să știm, mă, frate. Măcar să știm. Vezi ușor, Bojane, că... Băi, ușor, mă, că nu vedem, ești nebun. Gata, e ok. Măcar să știm măcar cât ai... Măcar să știm, am luat, să nu fie... Nu, mă, nu, facem pe corect, ești nebun, nu ne... Bă, aici ai jale. Hai, pe aici, cred. Undeva, nu mai e drum, ești nebun. E drum, dar nu e drum. Hai, mă, că e... Hai, mă, că e bine, mă. Echipa rachetă, ești nebun. Vreau să punem un troliu, să facem o pană, să facem punem ceva. Punem un troliu, dacă vrei și ne tragi, uite, ne tragi de copac cu ăsta. Ce să zic? E uscat, mă, n-aici. Da, da, da. Și aici? Și aici? Și aici trebuie ce? Să facem stânga, încolo. Da, 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 stânga. Te rog eu, ultra-wide. Așa, dă din covrigel. Așa, da. Bagă mânuță. Bagă mânuță, dă din covrigel. Îmi pare rău, eu te-ți fac multe lucruri aici, și Instagram, și YouTube, și copilot, și tot trebuie să fac. Uite-te după checkpoint-urile astea. Mă uit, frate, mă uit, nu sunt checkpoint-urile, nu sunt. Ești nebun? Ce urcare avem aici, cu dreapta? Dreapta, da. Hai. Ce ești, a treia, dă-i a doua. Așa, hai. Hai că merge jeep-ul, tată. Hai, dă-i pinteni. Și acum? Stânga, prejur, ha? Nu văd nimic. Mergem pe instinct. Nu știu ce să zic. Nu cred că e pe aici, Paule. Ba da, pe aici e, pe acolo. Am mai văzut niște urme acolo în dreapta, dar s-au dus greșit. Hai, s-au dus greșit. Noi știm adevăratul traseu. Da, mă, tot înainte. Pe acolo. Nu e bine. Cum nu? Dreapta tu. Stai ușor. O, ți-am zis să stai ușor. Nu l-am zărit. Păi da. Hai. Aici suntem și pe traseul de standard, că am dat de un buggy pe care îl deranjeam, că noi ne-am oprit
Ne-am oprit să scanăm acest QR code. Așa arată checkpointurile. Trebuie să ne oprim, să le scanăm și să le uploadăm pe site-ul de la GTC. Mare atenție că dacă lumea face traseul invers, adică vin din partea opusă, pentru că ai multe variante de traseu aici, este foarte greu de văzut. Foarte, imposibil de văzut. Imposibil. Doar să-l vezi în oglindă, ceea ce mi se pare destul de greu. Dar cam asta e treaba. Nu s-a stricat jeepul? Nu. Că mai merge. Aici am oprit, ți-ar familia ta să străiască de băiat. Care ai fost, mă, tu băiat? Ce ai băut? Ce ai lăsat-o aici? Ești nebun? Băiți, nu mai băiți, peste tot. Mergem, mă? Ia! Da! Păi el face invers, dă-i de aici, dă-o dreacu de poză că s-a încărcat. Haide-mă, dă-i de aici. Măi, mă, s-a dus acolo. Treaba lui, mă, frate, nu e treaba noastră. Poate omul e la standard, vorba aia. Uite-ți face în stânga. Am făcut invers, mă, traseul, zic eu. Știi ce zic? 100%. Aha, că noi te-ți facem o stânga împrejur. Aici? Nu știu, mai în față, mai în față, pe unde a venit el. Uite pe aici, în stânga împrejur, pe aici, asta e drumul. El s-a dus încolo. Înțelegi? Și noi să o luăm în stânga aici. În scurt, așa. Iar, mă? Iar s-a dus, mă, ăla. Mă, ce atârnă? Aripa? Aripa. N-are nimic. Aia, acum, e groasă, gogule. Că, e groasă că nu știu că am mai văzut un drum pe acolo. Și nu mă convinge Guru Maps-ul vieții. Deci, dar oricum ăsta e sensul. Ăsta e drumul, da. Ăsta e. Da, mă, e bun. E bun, mă, suntem bine, ești nebun. Suntem țip. Dar ce a venit el lansat pe acolo, ești nebun, pe invers. O să fost la standard, mă, știi. Dar ce, la Jimny? Nu era Jimny, era mare, părea un patron, un Y60. Și ești tu? Eu l-am văzut Jimny toată ziua, ești nebun. Bă, l-am văzut mai mare. Bă, nu l-am văzut așa mare. Uite, a rămas praf în urmă pe aici. A venit și planeta intergalactică. Uite acolo QR code. Dacă da, e al meu. E al meu ăsta, frate. Hați să te încalzi. Trecem pe la cetățuia, pe aici, aici cred că e mai spectaculos, știi? Adică spectaculos, poate vedere, uite, stânga, știi? Da. Spectaculos din punct de vedere al... Bă, da, standardul sau buggy-urile astea care sunt pe același traseu cu noi. Sunt altă clasă, sunt clasă separată. Dreaptă. Păi e clasă separată, sunt de acord cu tine, dar ei merg contra timp? Da. Păi și atunci dacă dau de noi pe traseu, ce fac? Ne dăm la o parte, pula, cât să pierdă, oricum ei, te pierd. Cât dracu a pierd? Ia. Stai. Ce? Hai. Ca să fie și poza. Ia. Ce? Ia, fii atent. Băi, las-o, ești nebun. Bagă tu, hă? Sau bagă cu ăsta? Bagă cu ăsta. Bă, ești nebun, unul lângă altul, mă. Mamă, ce ne fac băieții ăștia, mă. Unul lângă altul, frate. Unul lângă altul. Checkpointurile. Când nu sunt și mergi jumătate de oră și nu găsești niciunul, când pac și pe stânga și pe dreapta. Ia, bagă 02. 02. Ba, salvează. Ba. Ia, vezi ce zice. Ce zice? Submit formă. Haide, mă, că aflăm. Ce ai, mă, suntem... Se uită băieții ăștia pe... Lasă-l așa, nu, măi, nu-i panică. Nu, că... vreau să fac poză. Da, fac poză. Se uită băieții ăștia pe site și o să zică: mamă, ăștia de la Stax
pe primul loc au luat 17 checkpoint-uri, au făcut, au des, că îi văd în timp real, îți dai seama. Sunt emoționați, pregătesc șampania, pregătesc... Gata, Bojane, dă-i înainte, că nu cred că mai avem din alea. Dă-o, n-ai. Te-au consumat aici, mătă. Te-au consumat pe toate. Ajungem acum la cetățuie, fii atent. Bine, acum. Aia mai stai, uite-o acolo stângă. Nu e, ce e? Biserică. Biserică, vezi ușor. Așa. E confortabil, ce bun, ești nebun? Noroc, norocul meu e că am dormit prost aseară pe pernaia, știi? Și asta și pare... Mă, știi, mă mai face, mă mai masează așa. Jeep. Eu la un moment dat am luat o încrucișere de punți când mi-a făcut gâtul așa. Ma. Și l-am simțit cum a trosnit și pe stânga, da, și pe dreapta. Bun, ești de bun, țiplă. M-a îndreptat de dracii, mă. Schimbarea la față, mă. Aici este schimbarea la față. Te schimb la față când vezi gaura aia. Dacă vrei, mă ajung la schimbarea la față. Niște urcări și pe aici, ești nebun. Filmăm ceva, ești nebun. This is good. Băi, drumul... Ia-o pe drumul înapoi, cumva. Drumul e pe acolo. Acolo trebuie să fie drumul. Da, mă, stai, mă, să mă dau jos. Dar n-am... Stai pe loc aici. Bun, să mă uit. Vino pe aici. Nu știu pe unde poți, pe acolo, mă. Păi și cum să vin? Dă-i așa, dă-i așa! Unde vrei, mă? Pe aici n-ai loc. E un drum aici, dacă vrei. La ăla vrei să ajungi? Ia-o pe drumul normal, cum îți zic eu. Du-te... Bă, frate... Bă, frate, dacă e pe drumul normal, ajungi în ăsta, 100%. Și aici iarăși avem 75 de variante. Haide, mă, Bojane, pe aici. Ah, băgăm iaș. Nie. Mă uitam la tine și am călcat în noroiul ăla aici, prost. Cum o să calc în noroiul ăla, mă? Pe unde e? Pe aici? Înainte sau cu dreapta? Gaură. În gaură e un pic de gaură, nu e cine știe ce gaură. Da, și pe dreapta. Da, haide. Am călcat în noroi, în gura pe asta am călcat. Păi de ce ai călcat? Păi mă uitam după tine. Asta e, ce să facem. Ai luat-o pe aici? Nu. Dar pe unde frumos? Nu știu. Cert e că n-au luat-o pe aici. Ai dispărut într-o dată. Da, hai, dă-i după el. Dă-i după el, mă, ce trece patrojul, noi trecem. A, nu, el a plecat, a urcat așa, a trecut la turată, știi, urât de tot. Noi urcăm la relantic, că na, nu ne... Nu ne trebuie haos. Dar nu-s convins că e pe aici. Deci noi trebuie să facem o cuclă și să ne întoarcem pe drumul ăla. Da, să zicem că ar fi ăsta drum. Să zicem că ar fi ăsta drum. Dar nu și sunt aici convins. Trebuie să facem o buclă. Stai, mă, frate, că mai avem până la bucla ta de care zici. Zic că avem o G90 care nu-i lencruze în spate. Ne. Da. Deci pe aici, nu știu, acolo în capăt e o nebunie totală. E o nebunie totală ce se întâmplă acolo în capăt. Nu înțeleg. Dar nu suntem bine pe aici. Te-ai excitat un patrol. M-ai excitat, da. Și ne-am băgat în pădurea pădurilor, ești nebun. Am greșit și drumul, am greșit și tot. Uite, deci au venit și băieții ăștia după noi, că na, vorba aia. Ce drăguță că de asta cine țopăie așa? Cine țopăie, mă? E drumul prost, mă, dar aia țopăie. Hai, cu patrolul în pădure, e frumos, e superb. Patrolul în pădure este extraordinar. Și nu pe acolo. Da, nu pe acolo, hai, dai. Dei, băieții ăștia ne așteaptă pe noi. Hai, dei. Mulțumim, salut. Asta e. Și 92 Land Cruiser.
Ne fac culo trebuie asta. Frate, nu știu, n-ai cum pe aici. Deci nu, nu poate să fie prin pietrele astea, nu? Prin râul ăsta, n-are cum să fie. Dă-i înainte, sus. Și faci în stânga pe drumul ăla de asfalt. De asfalt, de ce morții lui e? De piatră. De piatră. Stânga aici, împrejur. Da. Muiește pompa, da. Ăsta-i drum, uite, da. Suntem pe elișe, mă. Căutăm noi prin boscheți. Asta-i. Uite, top, top, top! Te-am adus degeaba. Uite-l, mă, uite-l, mă, uite-l cum îl văd. Ești nebun. Sunt scanner, mă, ți-am zis că mi se zice vulturul Carpaților. Cine ești tu? Cine ești tu? Ta 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 na 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 na. Mergem, mă, treaba, mă. Îmi place, mă, mie îmi place. Când suntem eficienți, ești nebun? Să facem o dreapta la un, la un moment dat. Mai sus după urcarea asta. Da? Bine, mă, frate. Unde? Mai așa, uite, bă, uite așa. Între ăștia pe aici. Fai de talentul tău, hai. Mă sparge o aripă, hai. Bă, măcar să comand tot setul, știi? Da. Măcar să câștigăm, am crezut că zici. Asta era spiritul de învingător din tine. Frate, păi, frate, să se vadă că am fost. Să vadă că am fost la dă-i, război. Hai, mă, dă-i cu dreapta pe acolo. Dă-i pe aici, hai. Că hai. Eu simt că pe aici au trecut niște mașini. Dar nu, nu-s convins, să știi. Nu-s convins că e pe aici. Bă, nu e aici, un la de pula mai încolo, dar nu știu. Eu fi, dar nu știu unde e, că pe aici ne, știi ce zic? Ne. Ne. Bă, pe aici pare coborâre. Stai să mă uim, mă. Dacă nu, pe unde? Păi eu văd niște urme pe aici. Pe unde? Pe aici, pe unde stăm noi, adică văd urme de la roți și nu cred că doar de la noi. Nu suntem pe trac, dar nu înțeleg că să facem o stânga. Uite-i pe băieții cu 80. Să facem stânga pe aici. Stânga. Era un pic pe altă parte, dar... Da. Cred. Dar am luat checkpoint, nu cred că mai era. Era un checkpoint aici, aici sus, da, era unul. Știu ce să zic. Mai nu, nu trebuie să zici nimic, oricum nu mă mai întorc, adică nu e panică. Nu, e la 20 de metri aici. Un checkpoint? Da. Păi nu era, dar l-am luat. Pe drum poate, pe drum, dar nu aici sus. Sus? Nu aici. Dacă nu mă crezi, du-te pe drumul ăsta. Mama. Pe ăsta trebuia să vii. Băi, nu se poate. Nu, l-am scos, l-am scos. Cum adică, mă, frate? Băi, păi înseamnă că am pierdut multe checkpoint-uri noi, mă, frate. Nu, mă, nu. Cum, mă, nu? N-am pierdut, mă, niciun checkpoint. Uite, mă, aici checkpoint. Știi ce zic? Uite checkpoint. Am luat noi pe ăsta? Nu. Păi vezi? Pe acolo era coborârea. Da. Păi nu ziceam, nu ziceam noi că am, ne întoarcem în parcul tehnic cu nicio problemă. Uite că pe drum am constatat că pe lângă un etrier blocat, care, hai să zicem că am trecut cu vederea, s-a rupt și o prindere de pe puntea spate. Paul încearcă să repare aripa față și cu ajutorul internetului și puterii lui
încercăm să găsim un aparat de sudură în Sărata Monteoru. Nu știu cât succes o să avem, dar încercăm. Dacă nu, căutăm la băieții ăștia mai bine echipați de aici, de la Open sau de la Extrem. Ei sigur au unul, 100%. Căutăm electrozi în Grăjdană. Știți Grăjdană? Aici suntem noi și căutăm electrozi. Nu, Grăjdană. Să sudăm putea la Motor Star Camp Buzău. Unde am mai stat, unde am mai fost. Suntem pe zonă. Vezi să-mi tăia flama, Paule. Dacă nu are... Încălzește bine electrodul, poate merge. De rezolvat o rezolvăm, că mergem jos acela la ăștia și o facem, nu-i problemă. Da? Eu cred că n-ai tu curățat acolo, ca, lumea, ca să prindă, știi? Că el se aude bine. Nu. Nu? De ce? Mm-hmm. Da, tu vrei ceva acolo sau? Da. Ia stai un pic. Vreau să dai și pe parte. Deci, hai că el un pic înțepe. Nu mai e ca după. Nu? Am schimbat curtea. Am schimbat curtea că nu aveam curent. Așa, haide, gata. Dar acum s-a tras de la sudură. Ia! Hai că să... N-ai ce să-i faci așa, nu trebuie împins. Mangealuc aici? Mangealuc? Ah, da, ia fii atent. Ia, zi. Băgat din spate de aici? Băgat... Aici? Da. Tijasă, râi? Să nu se strâmpă mă amortizor. Nu, dar de aici băgat și apăsat așa. Ia vezi, am un prelungitor în trusă, un ăla de forță. Deci... Știi? Da, dar vezi să nu-ți dea-n brațul ăsta. Vezi să nu-ți dea-n brațul ăsta. Ia. Ce? Aici, uite. Gata, ia, e hai, foarte bine. Dă-i. Și acum gata, l-am proptit. Gata, e perfect. E l-am bine pus, așa? Da, da, l-am pus sub rezervor. Da. E la fix. Nu, că am legat troliu. Pe aici? Le pot să baci? Aici. Țaca paca. Hai să nu-i duce, ce drept. Nu se mai duce? Da, nu se mai duce. Aha. 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 Cum asta? Și asta e. Și aia dus, e prea scurtă. Defazată, da. Ciocan. Ia uitați-vă în spate, e puntea mai așa, mai... Puntea este ieșită în stânga și băgată în dreapta. Dar da, dacă mai tragi, să știi că își revine. Nu cred că își mai revine. Ia mai trage un pic. Mișcă. Mai trage un pic. Aha. Să ridicăm pe cric? Ia mișcați-o, că văd că s-a mișcat. Așa, 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 așa. Se așează. Ia, ia stai, oprește-te un pic. Hai. Dă-mi ăla mic, rânguța aia mic. Ia gole așa. Uite acela, uite ce. Că o bag de aici. O bag așa. Șurubul. Trebuie băgat de aici. Poți să împingi tu un pic de... De ce? De roată. În ce parte? În spate, în spate. Mai trebuie să vedeți aici. Schema 2. Mai trebuie un pic. Cum?
Tot așa. Tot așa? Da, vine bara spre suport. Ia. Auzi? Mm. Facem noi un balans? Da. De acolo? Da, da. Ia fii atent. Hai, că eu țin apăsat. Ia fii atent. Hai. Se întâmplă? Da, e bine. Ha? E bine. Dar nu pot să... Aha. Ciocănește-l. Da, stai să-mi ciocan. Stai un pic. Este un... Suntem liberi, mă, frate.